Am revenit. Să mergem mai departe. Valeriu, să vedem pentru nativii leu, gazdele momentan ale nodului Nord și ale lui Venus, cum se prezintă săptămâna următoare. Se prezintă într-un ritm, hai să spunem, contradictoriu. Mi-am luat o clipă să trag adânc aer în piept, pentru că e vorba despre foarte multe contrarii în viața leului. În primul rând, una dintre replicile pe care nu și-ar dori să le aibă pe buzele ei săptămâna aceasta și totuși așa se va întâmpla, va fi o nu din nou. Retrogradarea lui Marte în casa relațiilor, în conjuncție cu nodul sud, le aduce leilor în actualitate situații din trecut pe care credeau că le-au rezolvat. Ei bine, nu s-au rezolvat. Credeau că au scăpat de niște oameni care nu vor mai reveni în viața lor. Ei bine, n-au scăpat. Și iată acei oameni pe care nu și-ar fi dorit să-i mai vadă, din nou îi sună, le vad la ușă, le scriu mesaje, le trimit mail-uri și așa mai departe. În orice caz, este o formă de revenire a trecutului în viața leului, mai ales în acea situație în care credeau că au scăpat de niște solicitări, de niște tensiuni sau de niște certuri. Au Mai scăpat ales, de baubau. da, Dar nu au baubaul scăpat. este prezent, pândea după colț, doar a luat o pauză, a fost puțin în vacanță și iată revine în viața leilor cu drepturi depline. Acum, orice fel de intensitatea acestei săptămâni depinde și de fricile pe care le are fiecare nativ leu în parte. Pentru că această quadratură cu Venus în semnul lor și cu Jupiter în Scorpion le vorbește leilor efectiv despre frici. Frica, de exemplu, de a nu fi suficient de important, frica de a fi invizibil, frica de a nu avea bani, frica de a nu se descurca, frica de a fi pe locul 2, fiecare leu în funcție de fricile pe care nu și le-a rezolvat. Oricum, leii săptămâna aceasta se simt puțin ignorați, se simt puțin marginalizați, se simt puțin nedreptățiți. Această quadratură Venus-Jupiter vorbește clar despre un sentiment profund de nedreptate pe care l-au leii și de un fel de dezgust la adresa unor decizii în care ei nu pot interveni. Practic, leii săptămâna aceasta este posibil să ia la cunoștință niște decizii ale unor persoane pe care nu pot să le schimbe și care îi afectează direct și care îi lasă cu un gust destul de amar. Practic, este o săptămână în care leii au de învățat să dea drumul unor situații care nu mai funcționează în viața lor. Și pentru că mulți lei se agață de acele situații și vor ca ele să continue și nu se învață deloc minte. Și, de exemplu, ajută în continuare o persoană pe care nu trebuiau să ajute. Și fac lucruri din milă, deși știu foarte bine că mila nu este nici măcar spirituală și cu atât mai puțin creștinească. Leii care pur și simplu nu pot să se oprească din a-și dori niște lucruri care nu sunt pentru ei, au parte acum de o finalizare a lucrurilor pe care le făceau prost sau pe care nu trebuiau să le facă, numai că această închidere vine cu suferință, vine cu nemulțumire, vine cu dezamăgire din partea celorlalți. Deci este o săptămână în care acolo, în care în situațiile care trebuie să îi excludă pe lei, devin sau intră în actualitate, dar prin niște decizii pe care leii pot să le conteste. Contestă foarte mult săptămâna aceasta leii ceea ce li se întâmplă și ei vor înțelege abia peste mai mult timp că ceea ce pierd acum sau ceea ce se termină acum în viața lor este de fapt spre binele lor. Este o aglomerare de detalii, este o aglomerare de nemulțumiri și o aglomerare de situații care presupun oameni cu care lei au tot felul de legături încurcate, care îi face pe lei să se simtă destul de prizonieri în propria viață, îi face pe foarte mulți lei să nu mai simtă gustul vieții sau îi face pe foarte mulți lei să fie delăsători. Vom vedea și foarte mulți lei care vor spune, care se vor compara cu ceilalți și care vor spune, dacă nici nu face, nu o să fac nici eu. Sau eu de ce să fac dacă celălalt nici nu este interesat de acest aspect. Știm că nu le stă bine deloc leilor să imite pe alții, știm că nu le stă deloc bine leilor să se compare cu alții, indiferent dacă alții sunt modele sau antimodele. De aceea este o săptămână în care lei este important să conștientizeze că în ultimă instanță ei trebuie să se bazeze pe ei, pe forțele lor,
și că delăsarea sau comparația cu alții nu le sunt deloc benefice. Este o săptămână în care, de asemenea, lei trebuie să conștientizeze că sentimentul de nedreptate sau sentimentul de revoltă sau sentimentul de furie, dacă pune stăpânire pe ei, de asemenea, nu îi ajută cu nimic să schimbe lucrurile. De aceea este o perioadă, un final de lună, în care nativii leu trebuie să conștientizeze că ei sunt responsabili pentru lucrurile care se întâmplă, că undeva în trecut au făcut niște greșeli sau că în continuare, în prezent, ei perpetuează niște situații pe care n-ar trebui să le mai alimenteze și poate ar trebui să învețe să dea drumul, să închidă anumite capitole, să lasă anumiți oameni să plece din viața lor, să nu mai încerce să țină niște lucruri cu forța, să nu mai ajute dacă nu li se cere, să nu mai facă pe eroi și pe martiri. Ca o concluzie, este o săptămână în care aceste planete care sunt pentru lei în casa a 12-a, planetele din Rac, avem pe Soare, avem Mercur, avem Luna plină în Capricorn săptămâna aceasta, aceste planete trebuie să îi scoată pe lei dintr-o stare de victimizare și de nemulțumire, printr-o acceptare cu seninătate a ceea ce se întâmplă și prin mutarea centrului de interes de către lei pe acele zone pe care pot să le schimbe și unde pot să facă efectiv ceva. Deci lei să nu se concentreze pe ce nu pot să facă și nu pot să schimbe, ci să-și vadă de treabă acolo unde contribuția lor poate să fie una pozitivă. Ușor agitată zona aceasta relațională pentru lei săptămâna următoare. Acest Venus, bine, de fapt a fost și săptămâna trecută, este destul de tensionat, ca atare și opoziția cu Marte, cu nodul sud, dar sunt antrenate niște blocaje karmice, niște relații karmice, niște datorii karmice pe care lei le au către diverse persoane, dar ușor copleșitor, ușor, spuneam, obositor sistemul relațional, sistemul social, s-ar putea să se implice în puțin prea multe activități sau cu persoane care sunt mai agitate, care au un sistem energetic, comportamental, ușor agresiv, dar toată maestria perioadei este să țină în frut toată această agitație și să își ia energia și resursele din acele lucruri care chiar îi încarcă energetic, adică să nu se piardă în fața acestui antrenament ușor cam dur social. Să mergem mai departe să vedem pentru nativii Fecioară săptămâna următoare cu ce provocări și cu ce responsabilități vine, Valeriu. Luna plină este un fenomen ce se produce de data aceasta într-un semn prieten, se întâmplă în Capricorn. Mercur, stăpânul lor, este și el destul de bine susținut prin acel trigon, prin acea piramidă pe semne de apă. Prin urmare, este o săptămână în care nativii Fecioară au șansa de a fi mai relaxați, mai calmi și mai detașați față de tot ceea ce li se întâmplă în jur. Este o săptămână în care Fecioarele privesc cu mai mult calm și cu mai multă, hai să spunem, chiar nepăsare sau indiferență la viețile celorlalți. Este o săptămână în care chiar vom vedea foarte mulți nativi Fecioară care se retrag din anumite situații într-un mod definitiv. Venus este în leu, este în casa a 12-a, face acea cuadratură cu Jupiter și efectiv foarte multe Fecioare își dau seama că au tras cu dinții de anumite evenimente să se întâmple sau au tras cu dinții de anumite persoane să facă anumite lucruri. Și în sfârșit Fecioarele își dau seama brusc, nu e treaba mea și dacă tu nu vrei, nu o să mai vreau nici eu și nu o să te mai ajut nici eu, pentru că este responsabilitatea ta pe care începând de astăzi sau din acest moment eu nu mai sunt dispus să mi-o asum. Există această răzgândire bruscă, această atitudine radicală, accelerată și de retrogradarea lui Marte în Vărsător peste nodul sud, care pur și simplu îi zguduie pe cei din jurul Fecioarelor. Cum adică să nu mă ajuți? Cum adică să nu fii lângă mine? Cum adică să nu-mi dai bani? Practic, ceilalți rămân perplexi în fața unei atitudini complet neașteptate a nativilor Fecioare.
este o săptămână în care fecioarele îi derutează pe alții, dar îi derutează și îi pun la locul lor din pricina faptului că s-au săturat efectiv, acesta este sentimentul, au ajuns la capătul puterilor și nu mai au de unde să dea. Le dispare nativilor fecioară motivația săptămâna aceasta de a ajuta pe alții, de a se implica în viața lor. Prin urmare, ei se retrag și stau deoparte. Este o săptămână, de aceea spuneam la început, în care fecioarele simt nevoia să își vadă mai mult de sufletul lor, să închidă biroul și să-și ia câteva zile de vacanță, să nu mai răspundă la telefon sau să se închidă în casă și pur și simplu să facă curat sau să asculte muzică fără să mai audă de nimeni. Este o săptămână în care fecioarele și-ar dori să fie, sau și chiar reușesc, pentru că fac un efort conștient în acest sens, reușesc să fie departe de problemele, grijile și suferințele altora. Este o săptămână plină de centrare pe sine, este o săptămână în care fecioarele au nevoie de o gură de aer și au nevoie de momente de plăcere pe care chiar și le acordă. Este o săptămână cu valențe terapeutice în care chiar le este recomandat nativilor fecioară, dacă se încarcă prin shopping, să facă o terapie de shopping, să-și cumpere o rochiță, o sandăluță de vară, dacă se încarcă printr-un eveniment cultural artistic, să-și cumpere bilet, un bilet la un concert sau la o piesă de teatru, sau pur și simplu să plece într-o vacanță sau într-un pelerinaj. Este o săptămână în care fecioarele pot efectiv să închidă prăvălia, să întoarcă semnul și să scrie închis, plecat în vacanță, mă întorc în luna iulie. Această nevoie de reîncărcare emoțională, energetică și mai ales fizică a fecioarelor caracterizează acești nativi, care iată pot acum și au și acest culoar astral favorabil să își vadă de treburile lor și să nu se mai considere importante sau indispensabile în viețile altora. Da, o să revenim cu concluzii pentru a vedea și ce ar fi bine, de fapt, să facă zilele următoare după publicitate. A balanțe, o concluzie totuși pentru fecioare. O săptămână redresării din punct de vedere moral, energetic și fizic, absolut obligatorie pentru nativii fecioare. Mergem mai departe să vedem pentru nativii balanță cum se anunță săptămâna următoare. Balanțele sunt direct vizate săptămâna aceasta de cuadratura dintre planeta care le guvernează, și anume Venus și Jupiter, care este aflat chiar în casa banilor. Deci este o săptămână în care foarte multe balanțe trebuie să își pună lacăt pe safe sau să își uite pinul de la cardul bancar, pentru că sunt mână largă, mână spartă și alte expresii. Este o săptămână în care balanțele nu vor pregeta să facă cheltuieli exagerate, extravagante sau să-și îndeplinească tot felul de mofturi și s-ar putea ca mai târziu să regrete. Deci e bine ca toate balanțele să afle că nu este săptămâna aceea potrivită pentru parfumul cel mai scump, nu este săptămâna pentru ieșitul în fiecare seară la restaurant, nu este săptămâna aceea în care să își cumpere bilete chiar în loja de lux la un anumit spectacol, întrucât sunt pericole publice pentru bugetul familiei, balanțele în această perioadă. Asta nu înseamnă că trebuie să se mulțumească cu puțin sau că nu au valoare balanțele, ci că este semnul de chibzuință care le trage acum de mânecă. Luna plină în semnul Capricornului, oricum pune foarte multă presiune din partea familiei pe nativii balanță. Așadar, este foarte important ca balanțele să aștepte puțin înainte de a lua decizii sau de a face
cheltuieli, pentru că s-ar putea ca după ce au luat o decizie sau după ce au dat banii pe un televizor, a doua zi să se strice mașina de spălat sau după ce s-au hotărât că trebuie să-și cumpere o mașină scumpă și au și achitat-o, a doua zi află că se căsătorește fata și dintr-o dată nu mai au bani pentru nunta, unde o să fie, unde o să fie socru mare sau soacră mare. Deci balanțele este foarte important să stea puțin la pândă și să aștepte niște vești neprevăzute, care deocamdată sunt ascunse și care or să le ia prin foarte mare surprindere și o să le bage la foarte mare cheltuială. Cum spuneam, familia este o sursă continuă de surprize, veștile de acolo or să vină de toate felurile. Copiii îi consumă foarte mult pe nativii balanță și îi solicită din punct de vedere financiar, de asemenea părinții. Balanțele sunt prinse într-un joc de obligații și responsabilități, astfel încât chiar nu este timpul pentru micile sau mai bine zis marile plăceri pe care și-ar dori acum să și le permite. Să aștepte puțin până în luna iulie pentru a-și echilibra puțin bugetul și pentru a scăpa de această tentație de a compensa prin cheltuieli financiare. Este de asemenea o săptămână în care trebuie să evidențiem aspectul ușor pasional și conflictual pe care l-au nativii balanță. Ei se pot aprinde din orice. Marte retrogradează în casa a 5-a și este conjunct cu nodul sud, ceea ce înseamnă că din senin balanțelor s-ar putea să li se pună pata, s-ar putea să ia inițiative foarte bruște, s-ar putea să fie extrem de solicitante, s-ar putea să facă foarte multe reproșuri și să îi tragă de burechii pe cei dragi. De aceea este o săptămână care balanțelor le cere foarte multă temperare. Balanțele sunt nemăsurate acum în tot ceea ce fac. Ele sunt inclusiv slobo de la gură. Este foarte bine acum să-și aleagă cuvintele, pentru că s-ar putea să intre în conflict fără să-și dorească. S-ar putea ca vorbele balanțelor să fie greșit înțelese și s-ar putea să aibă de dat socoteală mai târziu pentru ceea ce spun sau fac acum. Deci este foarte bine ca balanțele să fie puțin rezervate și să respire de două ori înainte să ia o decizie definitivă. Așa este, o perioadă destul de provocatoare, o perioadă în care deciziile definitive, exact cum spune Valeriu, trebuie puțin gândite, pentru că uneori sunt perioade neclare, sunt situații neclare în care este foarte greu să le faci să devină clare și evidente. Ca atare, acest lucru presupune întâi echilibrarea energetică a elementelor, a tuturor elementelor care duc la rezolvarea unei situații și abia apoi luarea unei decizii care se presupune că vine într-o formulă corectă. De asemenea, există anumite elemente care pot deveni nefaste pentru ei. Trebuie să știe cum să le gestioneze, fie să devină să fie foarte înțelepți și să nu le catalogheze drept nefaste și pur și simplu să treacă pe lângă ele cât mai ușor pentru a nu le provoca. Fie dacă ei sunt totuși provocați de către aceste evenimente, să le privească, spuneam, cu foarte multă detașare și ele vor trece mult mai ușor. Pentru că balanțele ar trebui să se concentreze mult în această perioadă pe zona de constructiv, de a face ceva cu adevărat, în ciuda anumitor mici lucruri care, sigur că da, pot veni și într-o formulă în care ceva nu le convine, dar cu siguranță ei, ceea ce construiesc acum, chiar dacă pe un fond ușor conflictual din cauza planetelor din Capricorn, deci ceea ce construiesc acum le va aduce beneficii pe termen lung. N-ar putea să construiască ceea ce construiesc acum dacă toate lucrurile ar merge ca la carte. Asta am dorit să le spunem. Mergem mai departe să vedem pentru Scorpioni săptămâna următoare cum se prezintă. Aproape chiar am emoții pentru nativii Scorpion sau pentru cei care au ascendent în Scorpion săptămâna aceasta, pentru că există o nevoie de a se da în spectacol sau de a-și da în pete. Este o săptămână în care Scorpionii, indiferent ce ar încerca ei să facă, vor ieși la rampă, indiferent cât de discreți și-ar dori să rămână, dar ei au o tendință agresivă de a se afirma și de a ieși în față, iar la acest comportament îi împinge acea quadratură între Jupiter, aflat chiar în semnul lor, și Venus din casa imaginii publice în Leu.
Există o doză de inflamare, există un orgoliu pe care acum scorpionii și le talează, există o bravadă în tot ceea ce fac, există o nevoie de a avea ultimul cuvânt și de a-și etala puterea. Această demonstrație de forță și acest abuz de putere din partea scorpionilor, această atitudine de tipul pe care îl cunoaștem foarte bine, lasă că o să vezi tu cine sunt eu, paralizează cumva asistența, îi face foarte suspicioși și foarte sceptici pe toți cei din anturajul scorpionului și îndepărtează categoric foarte mulți oameni din fieful lor. Deci este o săptămână în care capricornii, printr-o singură vorbă greșit plasată sau printr-o singură ieșire temperamentală absolut necontrolată, pot să facă curățenie în jurul lor. Deci este o săptămână în care din neatenție sau din lipsă de control, scorpionii, și de asta e foarte bine să fie cu toții atenționați, este posibil sau riscă să strice tot ce au agonisit sau ce au construit în materie relațională în ani de zile. De aceea există această conotație de masochism și această tendință de a-și da scorpionii cu stângul în dreptul, care îi sabotează în registrul lor tipic. Quadratura pe care o fac planetele din Vărsător, acum cu Marte retrograd, nodul sud, cu semnul scorpionului în sine, de asemenea este extrem de provocatoare, pentru că scorpionii au acum de plătit polițe vechi. Li se întoarce trecutul scorpionilor, ei acum au o perioadă în care le vine scadența, au profitat de niște bunuri, au acoperit niște situații, iar săptămâna aceasta trebuie să facă o plată. Deci cumva scorpionii au un sfârșit de lună iunie cu o puternică conotație karmică și ei trebuie să întoarcă un bine făcut. Ori trebuie să facă un serviciu contra unui serviciu care li s-a făcut, ori trebuie să returneze o sumă de bani, ori trebuie să presteze un serviciu pentru o faptă bună de pe urma căreia scorpionii au avut de profitat. Deci nu este o săptămână în care scorpionii să primească și să aibă beneficii, ci este o săptămână în care nativii scorpioni reglează niște conturi, echilibrează niște balanțe karmice și în sfârșit pot să dea înapoi niște beneficii de care s-au bucurat ei în trecut. Luna plină, ca o concluzie a acestei săptămâni, îi face pe scorpioni extrem de dezinhibați, spuneam și mai devreme, din punct de vedere verbal, îi agită, îi surescită, îi pune foarte mult pe drumuri, îi pune în foarte multe situații de comunicare și îi atenționează categoric pe acești nativi să-și măsoare foarte bine cuvintele, să aibă foarte mare grijă pe cine amenință, pentru că există această doză de reproș, de amenințare la gura scorpionului ieșită din comun în această perioadă. Deci să țină vorbele în frâu scorpionii și să iasă din această tendință de a afișa un aer de superioritate față de ceilalți. Scorpionii să nu uite că valorile Vărsătorului, unde retrogradează Mercur, sunt prietenia și simțul egalității. Toți oamenii sunt egali și scorpionul, dacă nu tratează fiecare om pe picior de egalitate săptămâna aceasta, s-ar putea să aibă foarte mult de suferit. Să mergem mai departe, să vedem...